Din nou am ajuns la BCU, la Biblioteca Centrală Universitară, într-un hol frumos și m-am întâlnit cu Lizuca Băgu, care va asista astăzi la o poveste în care deja mi-a spus că nu crede. Ne-am dus împreună, ne-am uitat un pic peste înscrisul ăsta. E vorba astăzi despre un atlas, despre o geografie, de fapt, pe care un dascăl de la Colțea a scris câteva cuvinte, iată, ajunse până în zilele noastre. Și uitându-ne noi peste ele, am zis, domnule, aici este o poveste. Și Lizuca ce ai spus, nu cred. Sunt doar două, trei cuvinte și atât. Să vedem despre ce este vorba. Deci, un dascăl de la Colțea, de la Biserica Colțea, scrie, își cumpără cu mare eforturi o geografie, zicea el, deci un atlas, o carte cu hărți și puțintică prezentare. Și dă pe această carte 6 taleri, după cum își și scrie pe carte. 6 taleri însemnând o mică avere, știi ce se putea cumpăra cu 6 taleri, ai idee? Ei bine, cu 6 taleri se putea cumpăra o șa din piele frumoasă, o șa turcească, cu pietre, cu ținte, deci așa, o chestie elegantă și destul de costisitoare, lucrată, bineînțeles, de mână, nu mai trebuie să vă spun asta. Tot cu 6 taleri se putea cumpăra și un om, pentru că suntem în plină epocă sclavagistă. Și ca să iarăși să avem o idee, dascălul totuși nu avea un salariu prea mare, biserica îl plătea cu 100 de taleri pe an, deci vă dați seama cât de puțin, și mai primea un crăițar pentru că era corist, cânta în corul bisericii de la biserica Colțea, și pentru asta, chiar era vocea întâi, trebuie să vă spun, și pentru asta era răsplătit și, bineînțeles, era totodată și dascăl particular. Cei mai mulți dascăli își câștigau ca și astăzi traiul din meditații. Deci avea un școlar, avea lecții particulare, am spune, fiul unui chelar, care, mă rog, nu prea stătea bine nici cu ceaslovul și nici cu geografia, era elevul care îi asigura, de fapt, traiul acestui dascăl. Dar, într-o zi, face acest efort, dă 6 taleri și își cumpără, zice el, o geografie. Un atlas cu hărți minunate, cu harta lumii. Și este extraordinar de încântat, îți imaginezi? Îți mai aduce aminte ce ai zis când ai văzut prima hartă, Lizuca? Că pot să cuprind lumea într-o bucățică de hârtie. Exact, asta a zis și dascălul Marin, căci așa îl cheamă. Dascălul Marin s-a uitat pe harta lumii, nu i-a venit să creadă oceanele care erau marcate cu curăbii, cu pânză, teritorii, orașe ale căror nume aproximative doar le știa așa din auzite până atunci, sunt sub ochii lui și are impresia că plutește deasupra acestor teritorii, că se scaldă în Rin, al cărui nume atunci l-a auzise prima oară, se visează pirat, se visează călător, se visează în sfârșit în primul și în primul rând pe mare. De ce? Nu văzuse săracul marea niciodată, dar cele mai multe vise ale lui se leagă de corăbii, de călătorii peste oceane și, bineînțeles, de teritorii exotice. Acest dascăl minunat le împărtășește visul lui și elevilor și școlarilor care sunt la rândul lor fascinați. Mai mult decât atât, îi pune să-și deseneze casa, curtea, orașul, cartierul. Se creează o adevărată febră a hărților în București pe la anul 1780. Este vorba despre hărți aproximative, hărți ale unor mahalale, ale unor cartiere, hărți pe care fiecare le desenează după puteri, cele mai multe pe hârtie, pe cărți, pe chiar pe ziduri, și lumea începe să capete într-un fel interes pentru hărți. Cum dascălului Marin îi era teamă să nu-i fie furată această carte prețioasă pe care o putem numi Cartea Viselor lui,
Ei bine, scrie pe pagina de gardă pe care ai văzut-o, scrie câteva cuvinte care vor ajunge până la noi. În primul rând, spune cât a dat pe carte. 6 taleri. Da, 6 taleri. Apoi, scrie cu scrisul lui ordonat de dascăl, scrie acolo că cine o să ia cartea, cine o să găsească întâmplător cartea, el nu se așteaptă să-i fie furată. Deci cine va găsi cartea, e rugat să o aducă la dascălul Marin de la Colțe, așa aflăm cum îl cheamă, pentru că are pregătit întotdeauna un colac pentru a-l recompensa. Vă aduceți aminte că pe altele sunt scrise blesteme grave. Îți mai amintești cam ce blesteme sunt pe cărți? Să le crape ochii, să nu putrezească. Să-i urmărească sfinții. Câte și mai câte. Da, exact. Pe câtă vreme aici, dascălul promite o recompensă. Va da un colăcel pentru cel care va aduce cartea. Și colăcelul ăsta, trebuie să vă spun că e o chiflă ceva mai mare, în care erau împlântați bănuți de diverse valori, halviță, bombonele, nuci, diverse bunătăți pentru cine ar fi adus cartea. Deci el promite o recompensă. Bineînțeles, există acolo și o mică amenințare, dar dacă totuși cartea nu va fi adusă, furul, hoțul va fi pedepsit exact ca orice hoț de odoare, deci de lucruri sfinte, nu așa? Adică va putrezi în iad, în pedepse cumplite, va arde în cazanele de smoală care sunt în toate mințile valahilor de la acea dată pe locul întâi. Asta este inscripția pe care noi am citit-o, aceasta este viziunea lui Marin despre ceea ce ar face oamenii dacă îi găsesc cartea. O aduc și sunt recompensați sau nu o aduc și vor fi pedepsiți. Bun. El este foarte încrezător în, nu neapărat în blestem, cât în respectul pe care comunitatea îi l-a oferit până aici. E un om respectat. Și l-a insuflat? Și l-a insuflat, sigur că da. Deci nu se așteaptă ca cineva să fie atât de botgros și să ia cartea. Și totuși se întâmplă. Cartea, această geografie, cum îi zice el, acest atlas cu hărți colorate, dispare pur și simplu într-o zi, iar dascălul este absolut, nu numai de o tristețe insurmontabilă, ci pur și simplu este convins că o va recupera foarte repede. Din care cauză pregătește colăcerul cu bani, îl pune chiar în fereastra casei ca să vadă lumea că există. Se ține de cuvânt. Sigur că da, pune chiar bani mai importanți, mai mult taleri, ca să aibă un imbold hoțul și să aducă cartea. De fapt, nici nu vorbește despre hoție, el tot zice că a rătăcit-o și că cineva o va găsi și o va aduce. Și aproape toate discuțiile lui sunt în jurul acestei geografii. Uită de Ceaslave, uită de evanghelierul pe care trebuia să-l predea la școală și aproape zi de zi îi pune pe școlar să deseneze hărți, să reconstituie hărțile din memorie. El însuși desenează aproape zilnic hartă după hartă, mai ales harta lumii care îi se părea cel mai ușor de reprodus pentru că se uitase multă vreme la ea. Iar într-o zi îi scoate pe elevi în curtea bisericii și desenează pe zidul bisericii Colțea harta lumii. Bineînțeles că lucrul ăsta nu va trece neobservat. Popa se enervează, mahalagii fac scandal, vin și curăță zidul, pe cheltuiala lor îl revopsesc și, bineînțeles, spun și ei un blestem ca să nu se mai întâmple o chestie ca asta data viitoare, că nu erau milionari să refacă zidul ăla tot timpul. Și dascălul este foarte dezamăgit. Până la urmă se duce acasă, pictează pereții casei, își pictează casa și își pierde creditul în fața comunității pentru că oamenii nu înghit atâta fantezie și, bineînțeles, atâta dependență de un vis. Dar de ce devenise așa de prețioasă cartea? Pentru că el era pasionat
de hărți, pentru că se visa deja plecând peste mări și pentru că începuse să trăiască doar din cartea aia. Sunt mulți oameni care citesc o singură carte toată viața sau care țin la căpătâi o singură carte. Tu ai o astfel de carte pe care o răsfoiești așa cel mai des, la care n-ai renunțat, pe care o pui mai presus de altele? Poate că Agonie și Extaz? Oho, da. Știi care este cartea mea de căpătâi și pe care o citesc așa de câte ori? Care? N-o să zină să crezi, e un dicționar. Serios? Știi? Îmi place mult să citesc acel dicționar. E dicționarul Șeineanu. Pentru că el mă introduce într-o lume, știi? Sunt cuvinte vechi, sunt cuvinte ieșite din uz, multe dintre ele, sunt explicații care nu se găsesc în alte căști, nici în alte ediții. Șeineanu am ediția Princeps, trebuie să mă laud, și de multe ori deschid acest dicționar, care este mai ceva ca un roman, și mă delectez cu un cuvânt, două, trei. Ei bine, dascălul ăsta, Marin, avea o singură carte pe care o iubea, pentru că această carte îi hrănea visul lui de aventură, de călătorie. Și tocmai cartea asta dispare și simte nevoia să o reconstituie. Desenează pe pereții, desenează pe zidul casei lui o hartă misterioasă, nimeni nu știe a cui, al cărui teritoriu este acea hartă, dar ea seamănă cu o maimuță bolnavă, încornorată, cu un drac chiar. Lumea se închină când trece pe lângă poarta lui, începe să fie în sfârșit destul de ocolit. E dat afară de la școală, știți că așa se întâmplă, mai ales cu dascălii. Ori sunt acolo pe linie, ori la revedere, își pierd cu totul importanța în societate. Pentru un vis, pentru imaginație, în numele ficțiunii, de fapt. Dascălul rămâne fără loc de muncă, bineînțeles că nu-i mai cere nimeni lecții particulare. Zilele trec, el continuă să viseze, să deseneze. Este de acum creatorul unor hărți fabuloase ale unor teritorii care nu există și în care pretinde că dacă ajungi capeți tinerețe fără bătrânețe, capeți înțelepciune, avere și așa mai departe, sau dimpotrivă devii trist, devii morăconos și imposibil pentru societate, pentru că sunt teritorii care îți omoară aventura din tine. Deci, rămâne legat de această geografie până la capătul vieții. Și nu mai găsește. Tot în bibliotecă s-a păstrat aceeași geografie pe care dascălul scrisese ce scrisese, dar pe o altă filă, la final de carte, o mână foarte sigură scrie că această carte a aparținut geografului de la Colțea și că el a cumpărat-o pe 2 taleri din târgul de afară de la un anume Titu, fiul lui Ioniță Chelaru. Aici se încheie povestea noastră și acum gândiți-vă la destinul dascălului care dă lecții particulare. Sunt Doina Ruști, vă aștept și săptămâna viitoare la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, unde vom căuta alte înscrisuri, alți dascăli, alte cuvinte. Pe săptămâna viitoare!